140 de familii care fac parte din Asociația 41 Burdujeni au rămas fără apă potabilă la mijlocul acestei săptămâni. ACET a asistat furnizarea apei deoarece asociația nu a mai achitat nicio factură din luna martie 2011. Datoria acumulată de cele 140 de familii se ridică la peste 125.000 de lei. În consecință, asociația din cartierul Burdujeni, asociația numărul 41, de miercuri a rămas fără apă rece la robinete la un număr de 8 scări din cadrul acestei asociații. Dumnealor au 10 blocuri în cadrul acestei asociații. Acest lucru s-a întâmplat pentru că au o factură la termică restantă în valoare de 125.259 RON. Ultima plată făcută, dacă o luăm după factură, este la martie 2011. Bineînțeles, această restanță este mai veche, s-a tot adunat, dar dumnealor tot plătind din urmă au ajuns cu plata la martie 2011. Din luna februarie a anului curent s-a făcut o reeșalonare, s-a semnat între conducerea Asociației de Proprietari și distribuitorul de apă, dar din păcate această reeșalonare nu a fost respectată. Primăria caută acum soluții pentru a determina ACET să reia furnizarea apei în Burdujeni. Problema este că nici membrii asociației nu se dau peste cap ca să achite datoriile la ACET. De la mijlocul săptămânii până în prezent, conducerea asociației a achitat doar 3.800 de lei, ceea ce înseamnă doar 3% din totalul datoriei. Am purtat o discuție cu conducerea ACET. Am găsit o soluție împreună cu ei să dea în această după-amiază drumul la apă rece, dar singura condiție este ca în termen de o săptămână până vineri săptămâna viitoare să se cunoască plata facturilor. Administratorul acestei asociații va merge iarăși la ACET și vor semna un nou scadențar, o nouă reșalonare la plată care va trebui respectată. În cazul în care nu se respectă, și primăria va avea mâinile legate pentru că ACET-ul la rândul lui trebuie să plătească și ei furnizorii de energie electrică și așa mai departe. Asociația 41 din Burdujeni nu este singura din oraș care a acumulat datorii gigantice la ACET. Alte 13 asociații au fost somate să-și achite facturile restante la furnizorul de apă potabilă.